Sono Alessandro Urbani, sono un podologo osteopata e fisioterapeuta. Bună ziua tuturor, sunt Alessandro Orbani, sunt fostologo, osteopat și terapeut, kinetoterapeut. E oggi quello che cercheremo di parlare è appunto di come l'articolazione temporomandibolare può influenzare la postura. Astăzi despre ce vreau eu să vă vorbesc, cum articulația temporomandibulară poate influența postura. L'importanza di avere un linguaggio comune con cui possiamo appunto parlare tra dentista e fisioterapista e terapeuta. Importanza unui linguaggio comune tra terapeuta e dentista. E infine appunto come ottenere una buona sinergia e come poter collaborare bene con i dentisti o con i fisioterapisti a seconda della professione che uno ha. Și cum putem să obținem o conexiune, o relație foarte bună între acești specialiști în funcție de specializarea fiecăruia dintre noi. In Italia sono già 10 anni che collaboro con dentisti nella zona di Roma dove ho lo studio e in Spagna, a Barcellona, già da 4-5 anni che collaboro sempre con dentisti. Deja de peste 10 ani eu colaborez cu dentiști în Roma, unde am cabinet, și în Barcelona, la cel de-al doilea cabinet, undeva de 4-5 ani E devo colaborez dire cu che i ei. risultati sono sempre stati ottimi, se non eccezionali. Iar rezultatele pentru pacienți au fost optime, dacă nu chiar excepționale, aș putea să spun. Sono delegate a delle disfunzioni, a delle alterate funzioni di respirazione e deglutizione. Toate malocluziile sunt generate de alterări la nivelul respirației nazale și a cavității orale. Con questi apparecchi cosa possiamo fare? Cu ajutorul acestor aparate, ce putem să facem? Ortodonzia intercettiva, Ortodonția interceptivă sau de bază. casi di bruxismo, apnee notturne, În caz de bruxism putem interveni, în caz de apnee nocturnă. Sono molto efficaci nei casi di riabilitazioni implantoprotesiche. Sunt foarte indicate în cazurile de reeducare după implanturi protezice. E in tanti altri casi di problematiche varie, tipo problematiche posturali, dell'ATM, eccetera, eccetera. Și alte dezechilibre la nivel de ATM sau dezechilibre posturale. Il nostro lavoro principale è consistito nel sviluppare meglio questi dispositivi, cercando di elevare la parte scientifica, la parte un pochino più strutturale, mantenendo però questa radice olistica, in quanto i dispositivi hanno un'azione sia ortodontica, però vanno ad avere un'influenza anche su tutto il nostro corpo, anche a livello psicologico. Munca noastră a constat în a dezvolta acest tip de aparate, dar menținând cumva și baza psihologică, pentru că aceste aparate au o influență atât structurală, dar și psihologică, la nivel psihologic, iar noi am încercat să dezvoltăm aceste aparate mai mult din punct de vedere științific, din punct de vedere medical, dar menținând și această latură psihologică pe care aceste aparate o au.